Mariana, sora Marcelei Fota, a făcut o dezvăluire cutremurătoare la Acces Direct. La doar câteva zile după înmormântare, Marcela s-a dus la mormânt și a vrut să desfacă acel loc pentru a-l mai vedea odată pe soțul ei. Clipe grele pentru Marcela Fota la Acces Direct atunci când a povestit prin ce clipe grele a trecut după ce soțul ei a murit. A intervenit apoi sora ei, Mariana, care avea să facă o cutremurătoare dezvăluire. Mi-a spus Marcela că a fost la cimitir și voia să desfacă locul acela unde este el să-l mai vadă odată, a povestit Mariana Ionescu. Cele două artiste surori au început să plângă, iar cuvântul avea să fie luat de Mirela Vaida. Dar și ea s-a oprit brusc pentru că instant i-au dat lacrimile. Credeți-mă, niciodată nu am trecut prin așa ceva în emisiunile pe care le-am făcut până acum, prin astfel de clipe grele. Vă doresc din tot sufletul putere să mergeți mai departe, multă sănătate, putere să vă creșteți copiii. Să aveți parte de lumină, împlinire, ați trecut destul prin greutăți. Ar trebui să aveți parte de liniște, a fost mesajul Mirelei Vaida pentru cele două artiste. Apoi a întrebat-o și pe Mariana dacă poate să cânte ceva, iar răspunsul a fost afirmativ, în ciuda tristeții care se așternuse în platoul Acces Direct.